Depresia, anxietatea vine și din cauza că nu am reușit să ajungem la pace interioară, la despătimire. Așa este, este adevărat. Depresia este și o lipsă de... este boală. O pot trăi și oamenii care fac efortul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, achidia, depresia, dar, în general, un om care face binele nu mai are depresia. Și de asta, în acest motiv, recomandăm oamenilor și tinerilor să caute să se înscrie, să facă voluntariat. Mai ales, prima recomandare este în parohia din care fac parte, să ajute preotul de acolo la fapta bună pe care o organizează fiecare preot în parohia lui. Sunt o mulțime de lucruri care se fac în parohie, să ajute la lucrarea din parohie. Dacă nu se înscrie, la noi aici, la Iași, este fundația, să spunem, grupul de credincioși de diferite vârste, 70 de ani, 20 de ani, numiți Voluntarii Sfinte Parascheva, care lucrează mai ales în perioada Hramului. Și anul trecut au fost peste 170 de voluntari, dar care și în duminica trecută au fost 40 de voluntari în lucrare ai Sfinte Parascheva. Deci, Voluntarii Sfinte Parascheva pot fi întregiți cu darurile pe care le are un om care trăiește depresie. Omul care iese din singurătatea lui, diavolul se bucură de omul singur, însingurat, izolat, cum se bucură lupul de oaia pribeagă care a ieșit din turma. Este victimă sigură. Omul care nu trăiește în comuniune, de asta trebuie să face efortul de a trăi în comuniune, de a trăi în biserică. Am cunoscut pe cineva, un tânăr, care spunea, fiind el puțin mai interiorizat, foarte interiorizat, spunea, mi-am dat seama că sunt cam trei singur, sufăr din cauza aceasta și am început să fac exerciții de prezență. Exerciții de prezență? Nu am mai auzit așa ceva. Da, să mai întreb și eu ce mai faci, să comunic, chiar dacă parcă nu simt. Ca încet, încet să intru și eu în comuniune cu ceilalți oameni. Firea mea mă predispune la izolare și nu este bine. A realizat singur, având 17-18 ani. Și până la urmă a fost ales șeful clasei și a început să organizeze pelerinaje, activități, excursii, drumeții cu colegiul și a ieșit din starea aceasta de inactivitate, de neîmplinire, de izolare, de vizitări ale depresiei, ale tristeții. Tristeția este o patimă. Tristeția este o patimă. La Sfântul Ioan Casian, tristeția este patimă. Omul creștin este chemat la bucuria, la veselie duhovnicească, la comuniune, nu la izolare. Izolarea duce la boală. Dacă nu ești un om cu adevărat să ai vocația rugăciunii, dar vedeți că și mari pusnici aveau întâlniri cu oameni de categoria lor, cu care comunicau, cu care erau în comuniune, plus cei pentru care se rugau. Erau în comuniune în Duhul Sfânt și cu cei pentru care ei se rugau. Dar aveau toți oameni, Părintele Cleopa, Părintele Paisie, aveau convorbiri duhovnicești. Ne uităm în Patericul Egiptean. În fiecare sâmbătă seara se întâlneau înainte de a trăia în izolare, în rugăciune, în post, o săptămână. Sâmbătă, după amiaza, veneau la Mănăstirea Mare, a Sfântului Pahomie sau la alte mănăstiri și acolo dialogau. Seara aveau dialoguri duhovnicești care câteodată durau până dimineața. Apoi participau la Sfânta Liturghie, luau o gapă împreună și se retrăgeau din nou să exerseze libertatea duhovnicească, despătimirea, unirea cu Dumnezeu în pustie, în rugăciune, în asceză, metanie, închinăciune și în lupta pe care o aveau cu ei înșiși, cu patimile din ei, cu diavolul de multe ori.